Inflația a atins cel mai mare nivel din ultimii 18 ani. Românii sunt îngrijorați pe bună dreptate și se întreabă ce urmează. Da, ce să urmează știți că Dumnezeu, din, cu... din nefericire suntem inflația la 10,2, cea mai mare din ultimii 18 ani. Nu suntem singuri, dacă putem spune, în sensul în care uh, și în Italia, și în Spania, și în Germania, și în Polonia uh, inflația este cu două cifre. Să știți că am mai fost și am discutat și a venit domnul Suciu de la Banca Națională și a explicat foarte clar faptul că, într-adevăr, datorită creșterii prețului la energie electrică, termică, faptul că avem această explozie a carburantului, cu siguranță, și prețurile au luat-o razna, dacă pot spune așa, cu siguranță a afectat această inflație. Banca Națională a intervenit într-adevăr mărind nu foarte mult pentru a nu da peste cap pentru că dobânzile la credite. Ceea ce e important și ceea ce face Banca Națională este stabilizarea acestui curs euro astfel încât să nu depășim acel 5 lei și măsurile pe care noi le vom lua și le luăm acum ca și guvern. Cred că vom ușor ușor vom, vom putea închide anul cu o inflație cu o cifră Prognozile sunt că în trimestrul și în trimestru 2 vom avea o inflație cu două cifre iar apoi în trimestru 3 și 4 sperăm să, să coborâm sub o cifră Noi când am construit bugetul, am avut în considerare faptul că avem o, închidem anul 2021 cu o inflație de 7,7 Specialiștii spun în de față că va fi undeva între 8, 9, depinde foarte mult ceea ce se va întâmpla și la ei de noi, tot ceea ce acest conflict militar și faptul dacă ne stabilizăm puțin cu toții astfel încât avem nevoie, v-am zis, de, de pace și de echilibru dacă tot vorbim de acest conflict militar.